Bună și bine ați revenit pe canalul meu Îngrijire Flori. De această dată vom vorbi despre udatul plantelor în perioada de vară. Am să vă spun cum se udă cele de interior, cele care stau pe terasă, dar nu în ultimul rând și cel mai important sunt cele care stau în plin soare direct, cum ar fi mușcatele, petunile, plantele, florile care iubesc căldura și soarele direct, cele mai importante. Așa că, în primul rând, încep cu udatul, adică ținând cont că apa trebuie să fie ținută de pe o zi pe alta. Orice floare ați uda, nu este bine să o luați direct de la robinet și să o udați. Așa că eu, ca și un sfat, vă recomand ca de fiecare dată, după fiecare udare, acel recipient, stropitoare, sticlă sau ce este, să o umpleți pentru a avea plină pentru a doua zi la udat. Dar mare atenție, niciodată nu acoperiți vasul, adică dacă folosiți o sticlă, nu trebuie să îi puneți capacul. Am să încep cu florile care iubesc soarele, adică care stau în plin soare direct, cum ar fi acest sporul casei, adică el nu stă în plin soare direct, dar iubește foarte mult căldura și este de exterior, are cel puțin 2 ore pe zi și soare. Să știți că sporul casei, de exemplu, plantele care sunt așa, care stau mai la semi-umbră, se udă odată la 2 zile. De cele mai multe ori, dacă aveți sporul casei, arată exact când se întâmplă ca el să fie puțin uscat, se apleacă puțin florile și frunzele, nu îi se întâmplă nimic dacă îl udați imediat. Iar cum ar fi mușcatele, petunile, este nevoie să le udați chiar și zilnic. Udatul lor preferat, adică cel mai bine, este să le udați dimineața pe răcoare, cum am spus, cu apa aceea ținută de pe o zi pe alta. Pentru că sunt voci în care spun, vreau să vă spun că sunt voci în care spun că se udă florile acelea, cum ar fi petunile, mușcatele, care stau în plin soare direct chiar și de 2 ori pe zi. Să știți că nu este adevărat. Ele au și ele nevoie de un mic repaus, adică nu trebuie să fie pământul tot timpul foarte, foarte ud. Așa că o dată pe zi este perfect. Plantele care stau pe balcoane, pe terase care nu sunt foarte, foarte încălzite, care nu bate soarele direct pe ele, se udă atunci când pământul la suprafață este uscat. Pot să spun bine uscat, adică plantele care stau pe terase se udă chiar la 2-3 zile, dacă nu chiar și mai rar. Deci eu de foarte multe ori am spus că o plantă rezistă mai mult și mai bine neudată decât să fie udată în exces. Pentru că o plantă care a scăpat puțin de sub control sau nu a fost udată, să zic așa, 2-3 zile, nu va muri, se ofilește puțin și imediat îi puneți apă și își va reveni. Dar o plantă care este foarte, foarte udată, acelei plante nu aveți ce să-i mai faceți, pentru că rădăcina va putrezi și nu va supraviețui. Iar plantele care sunt în interior, adică în interior, în casă, acelea să știți că necesită o udare și mai rară, mult mai rară, chiar dacă este vară și, bineînțeles, și în casă este cald, le puteți uda o dată chiar pe săptămână. Cel mai indicat și cel mai bun lucru este să vedeți cum arată pământul, dacă la suprafața pământului, și chiar am să vă arăt un mic test. Adică încercați, ia uitați cum am eu aici, dați puțin pământ la o parte, 1-2 cm, și dacă puneți degetul, dați pământ la o parte, și dacă puneți degetul și pământul s-a lipit pe deget, cum este aici la mine, să știți că acea plantă nu are nevoie atunci, în acel moment, de udat. Mai poate rezista chiar și 2 zile. Eu cam atât am avut de spus. Dacă până acum nu v-ați abonat, nu a mai rămas decât să vă abonați, iar eu, ca de obicei, nu a mai rămas decât să vă mulțumesc și să vă spun la revedere cu multă sănătate și cu spor în toate.